Omul în relație cu natura, sfinții și animalele. Disciplina religie, cultul ortodox, clasa a treia. Cât de apropiați sunteți de animale? Ați avut vreodată grijă de vreun animal? Știați că unii oameni au avut o relație cu totul specială cu animalele? Că au reușit să se împrietenească cu ele, că aveau grijă de ele zilnic? Vă voi povesti pe scurt despre câțiva dintre acești oameni minunați. Sfântul Onufrie a fost fiul împăratului Narsita și în vremea când el a fost prunc, a fost rănit cu laptele de la o căprioară care mergea mereu după el până când a împlinit vârsta de trei ani. Sfântul neofit, copil fiind, dădea apă tuturor celor însetați și era atât de bun la suflet încât un porumbel alb venea și se așeza mereu lângă patul lui până ce a crescut. Apoi, mare fiind, a ales să fie pusnic și a locuit în peștera unui leu căruia i-a poruncit ca niciodată să nu rănească vreun om. Numiți animalul care a avut un rol important în viața Sfântului Onufrie. Ce animale l-au îndrăgit pe Sfântul Neofit? Iată răspunsurile. Sfântul Coprie mergea într-una dintre zile pe munte după lemne cu un măgar pe care trebuia să le care. Un urs s-a năpustit asupra măgarului și l-a lovit la picior. Atunci Sfântul s-a supărat pe urs și a pus lemnele pe spatele ursului. Cerându-i acestea să facă treaba măgarului până când acesta se va face sănătos. În Alexandria trăia un bătrân de vreo 80 de ani. Tare milostiv cu animalele, de cum se trezea, avea grijă de toți câinii de prin mănăstire sau din împrejurul acestei mănăstiri. Furnicilor le dădea de mâncare făină, celor mai mari grâu, iar păsărilor le dădea pesmet. Nu păstra nimic pentru el, ci de toți și de toate avea grijă. Numiți animalele care au muncit pentru Sfântul Coprie. De cine avea grijă bătrânul de 80 de ani din Alexandria? Să vedem răspunsurile corecte. Sfântul Macarie Romanul a fost vizitat la peștera sa de câțiva călugări. Spre seară, Sfântul le spune, V-aș ruga frumos să stați câteva minute deoparte, deoarece la mine vin în vizită doi copii și pentru că nu vă cunosc ar putea să vă rănească. Sfântul a ieșit în întâmpinarea copiilor lui. Curând, doi lei fioroși au făcut apariția închinându-se Sfântului, care le-a cerut să nu se atingă de călugării veniți în vizită la el. Leii au fost ascultători. Sfântul Macarie Alexandrinul, stând într-o zi în curtea din fața chiliei sale, vorbea celorlalți călugări de la mănăstire, când o hienă a adus la picioarele sale puiul ei orb. Sfântul i-a vindecat puiul, iar hiena, recunoscătoare, îi aduce o blană de oaie care va fi dăruită Sfintei Melania Romana. Pe cine a ajutat Sfântul Macarie Alexandrinul. Și cine erau copiii Sfântului Macarie Romanul? Răspunsurile corecte sunt. Cuviosul părinte Paisie de la Neamț povestea despre părintele Proterie, care iubea atât de mult păsările încât acestea zburau prin chilia lui și se așezau prin chilie, mâncau cele de părintele fără să le fie frică de el. Sfântul Antoniu cel tânăr a trăit în pustiu, în Bitinia, și Dumnezeu care are grijă de noi toți, I-a dărit un dar deosebit pentru a-l ajuta în viața lui pustnicească. O vulpe bătrână și pașnică care ședea și se culca la picioarele lui, dar și o pasăre care zbura în jurul lui și apoi lin se așeza pe mâinile sale. Ce dar i-a făcut Dumnezeu lui Antoniu cel tânăr? Și cine? Îl vizita pe părintele Proterie în fiecare zi? Iată răspunsurile corecte. Animalele pot fi prietenele noastre dacă și noi avem grijă de ele, ne purtăm frumos cu ele, le hrănim. A avea grijă de animale este una dintre datoriile noastre ca și creștini.